dumneavoastră o tânără studentă la Cluj, în China, da, a fost un an, a primit bursă, da, guvernamentală pentru master în China, fostă elevă de 10. Eleva unui fost coleg de-al meu de liceu pedagogic și o domnișoară cu care am lucrat o perioadă și colaborăm încă. Un copil care mi este foarte, foarte drag. Ei știu de altfel că dacă noi lucrăm împreună, nici nu trebuie prea multă morală să le fac, pentru că ne înțelegem minunat. Dacă nu ne-am înțelege, nu ar fi nici rezultatele. Ăsta este adevărul. Dacă nu punem suflet și nu ne dorim ca acești copii să ajungă de multe ori să ne depășească, n-am realizat mare lucru în viață, ca oameni, spun eu. Nu lungesc vorba, este o fată care mi este foarte, foarte dragă, v-am mai spus, a luat premii mari, a fost la Rapsodia Românească, a fost la Vocea Populară, vorbeam despre tine cu domnul Gelu și a amintit, bineînțeles, despre tine și mi-a spus că abia așteptă să te revadă. A luat premiul 2 la Mamaia. Păcat că doamna președinte a trebuit să plece, s-ar fi bucurat să te vadă. Și acum, după atâtea laude, te las să cânti. Este vorba despre Bianca Temeș. Și bine v-am găsit. Mă bucur că mă aflu astăzi aici și cred că acest lucru se datorează, nu cred, sigur, se datorează domnilor profesori Cornelia și Gabriel Neaga. Le mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, dragi profesori, dragi părinți, pentru că mă simt ca într-o familie. De fiecare dată când vin la Șimleu și când sunt alături de dumneavoastră, vă felicit pentru frumosul concurs pe care l-ați organizat. Un concurs, aș spune eu, de excepție anul acesta, pentru că am observat, concurenții sunt talentați și foarte bine pregătiți, așa că felicitări lor și profesorilor care i-au pregătit. Mulțumim, fără dumneavoastră nu am fi ajuns aici. Emoțiile se citesc de fiecare dată și cred că ne transmitem sentimentele doar prin privire. Așa de bine comunicăm, cum a spus și doamna profesoară. Așa că, dragi profesori, multă sănătate de acum înainte și să puteți să duceți cât mai multe generații, pentru că o faceți la un nivel înalt, o faceți așa cum ar trebui să fie făcut, și nu, iar noi nu putem decât să vă mulțumim și jos pălăria în fața dumneavoastră. Gelu Stan, mă bucur că ne revedem. Acum câțiva ani mă privea, eu fiind o concurentă, și m-a susținut de fiecare dată și m-a încurajat. Mi-a spus că să pășesc cu încredere pe acest drum, pentru că e unul frumos. Dați-mi voie, înainte de a cânta, să felicit și orchestra, chiar dacă nu este aici, dar m-a uns așa la inimă când am ascultat cântecele. Felicit încă o dată organizatorii și pe toți cei care au fost implicați în acest eveniment, și pentru că cuvintele sunt frumoase și dulci și ne umb la inimă, dar parcă tot cântecul e cel care ne alină sufletul, eu zic să cântăm. Thank you.
când, pentru că acum câțiva ani l-am interpretat în cadrul concursului Tradiții. Mulțumesc, sărbători fericite și felicitări încă o dată pentru ceea ce faceți la Șimleu. Mulțumim mult, Biac! Îți dorim mult succes în ceea ce faci tu și te mai așteptăm la noi cu mult drag. Ei, acum invităm în scenă un laureat, un fost trofeist de-al nostru, al concursului Tradiții. Este vorba despre Emanuel Silaghi din Satu Mare, care a luat trofeul la acest concurs în anul 2013.
Mulțumim, Emanuel. Și acum, ansamblul Barcăul al Clubului Copiilor din Șimleu, poftiți în scenă, mă rog. Manifestărilor noastre artistice, reprezentanți de succes, aș spune, în domeniu, în, la multe festivaluri, multe manifestări, atât în țară cât și în străinătate, se disting prin costumația autentică și prin repertoriul din zona Barcăului. Dar, pentru că suntem la un spectacol pentru muzafiri de-ai noștri din toate zonele, o să prezentăm folclor din mai multe zone folclorice ale țării. Vizionare plăcută! Maica mai cunița mea,
Bună seara, dragii mei! Să știți că n-am venit aici să mă fac de râs. Ce credeți voi? Că de râsul lumii. Că doar eu sunt cu școli multe. Că am luat ce-ai ieșit de ziua de azi. Că merg la școală ca câinile până apă. Că stau un an ăta, un an ăta, două, un an ăta, trei, așa și mai departe. De-aia am avut și vreme să învăț. Că de dragul învățăturii stăteam câte 4-5 ani într-o clasă. N-am la un moment dat găsit și eu cu școala. Și rămâi acolo, de dragul ei, ca femeie de servici. Dar știu că într-o bună zi vine mătușa la maica și zice: tu, buțetică, musai fi să-mi sunăm propoista. De fain. E fain. Și cu mulți ani. Și apoi știu eu pe una, pe șofronica lui trei opinși de capătul satului. Nu-i frumos să dai bătrână și pe lângă asta e și foarte domnosă. Că și găinile le caută două cu mănușile de box. Da, pe n-am ce zice, veniți la părinții, foarte bine a fost primul. Când mă duc și eu apețând, când mă duc, intru pe prag, repede vine măsa șofronichii cu două vigheri gole și zice: măi, frișcuță, eduche tu și umple vigherile astea, că pe șofronica tare rău două șarile. No, mă, eu mă duce, că și fântâna cea nu fă departe, pe la vreo 4-5 km de părtare. Când vin, abia vin, ele prindau, dar la care iară zice: măi, frișcuță, eduche tu și mulge vacile, că pe șofronica tare rău două șarile. No, mă duc, iarăși, le iau. E mult. Și pare cu lapte și pare fără lapte. Și apoi cângă, mă duc și eu în casă, dau mâna cu socru, o salut cum trebuie pe viitoare, soacră, pe mama soacră. Și fapt pentru care aceasta îmi zice foarte, foarte frumos: no, bugătui pe astăzi, astăzi ai lucrat destul. Am o să-i pun eu oarece să mânc, avem o păsulă făcută de la altă, că și așa am vrut și o aruncă la porci. Da, păi ești de păsula cea nu tare pe tehnit. Că vine lângă mine un câine, începe a murmâi către mine așa să consumă. N-o să fiu tu la doamne, ăsta m-a mușcat. Da, la care vine șofronica al sfârșit și zice: nu te teme, dragul meu, ăsta n-are nimic cu tine. Atâta câine că și cămăși de blidul lui. Hey, 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 hey
familia de-a trei, mijloc veselie mare. Ia și noi picioare moie, la 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 la, la că de nou va funda moie, la 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 la. Ia și noi picioare moie, că de nou va funda moie, mă. Hai ta, la de la 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 la, la casa lică cu mai, dă din mazăre și zici, mă. Hai ta. Să-și jucați cum îți spune, măi. Copțul și iară trei, dar nu-mi pășiți mazăre, măi. Dă-i copul zonii, vasca mea, la-la-la-la-la. Dă-i și cum vreau să mă duie, la-la-la-la-la. Dă-i joacă tăți care cu voi, că numai lor e de nicoie. Hai da, nu m-aș numa, hai da, bade și mănâncă, hai da,